De la TP-Link astăzi vreau să testăm din gama OMADA acest router wireless a Extremii, în cazul în care ai o locație mai micuță sau poate nu vrei să te complici cu mai multe switch-uri sau AP-uri. Poți să folosești această soluție, super simplu de folosit, o să o configurăm imediat. Are și posibilitatea de mesh și de acces centralizat, cum știți de obicei la gama OMADA. Dar prima oară hai să vedem ce găsim în cutie, cum arată routerul nostru. Și apoi o să trecem și la configurare să vedem cum arată interfața și o să facem și un test de viteză. Aici deasupra manualele avem alimentatorul 12V 2A, piciorușe pentru el, routerul, aici mai avem încă câteva manuale și flyere și cele 3 antene. Să le înfiletăm imediat. Aici în partea din față avem LED-urile de stare, un USB, portul SFP, numărul 1, apoi un WAN și 4 LAN-uri. În partea din spate o să avem loc pentru cele 3 antene, alimentarea, împământarea și un Kensington lock, ca să nu plece nimeni cu echipamentul. Și dacă întâmpinăm probleme, bineînțeles, avem și butonul de reset aici în față, la care putem să ajungem foarte ușor. O să pun acum și antenele. Am zis că vă dau multe detalii despre acest router cu Wi-Fi. Bineînțeles că avem Wi-Fi 6 pentru că este a Extremii, dual band. Cea de 5 GHz să fie de 2400 și de 2.4 de 574. Portul gigabit, tehnologia mesh, avem și VPN și accesul centralizat prin cloud, load balancing, firewall și aplicația OMADA. La portul 3.0 din față putem să conectăm și un modem de 3G-4G, în cazul în care avem nevoie. Avem și tehnologia inteligentă de self-healing, în cazul în care cade un AP. Mai multe funcții de securitate, managementul pe cloud de care am zis mai devreme, pe care putem să facem ori din browser, ori din aplicația OMADA. Ca specificații tehnice, eram curios să vedem de antene. Văd că sunt de 4.5 de BI cele de 5 și cele de 2.4 de 3. Echipamentul de Europa văd că consumă maxim 16.8W cu USB-ul 3.0 conectat din partea din față și fără el 11.8W, deci are un consum foarte mic. O să conectăm imediat și alimentarea. Vreau să vă arăt aici pe etichetă. O să avem SSD-urile, ce o să le genereze la început, bineînțeles că putem să le modificăm, și linkul la care o să conectăm prima oară, tplinker.net. Puteți să folosim acest cod QR și să scanăm routerul pentru a adăuga direct pe telefon, dacă nu avem, de exemplu, disponibil un laptop. Eu o să mă conectez direct pe laptop în browser și vedem exact cum arată interfața imediat. Și ca să avem acces la internet, o să conectez și WAN-ul în față. Verificăm acum conexiunile și vedeți că ne-au apărut aici, le avem pe amândouă. Exact ce scrie și pe etichetă, putem să ne conectăm la oricare dintre cele două pentru că nu avem parolă. Și apoi folosind tplinker.net, intrăm în interfață. Acum o să ne pună să ne facem un cont de administrator. Să punem admin și punem o parolă simplă. Deocamdată vă recomand să puneți parolă mai greu de ghicit. Apăsăm conform. Acum o să ne punem să ne logăm. Apoi după ce ne logăm o să avem un setup micuț. O să modific aici și time zone-ul. Acum aici la WAN putem să facem diferitele modificări pentru WAN 1. Să modificăm de pe static, pe dinamic și așa mai departe. Putem să mergem mai departe. Acum am ajuns și la setările de la Wi-Fi. Văd că parola standard este WPA-PASS1 pentru ambele. Aici bineînțeles că modificăm cu ce vrem noi. Bun, putem să mergem mai departe. Testăm și conexiunea la internet. Și mi-apare conectat. Putem să mergem mai departe. Aici avem toate setările ce le-am făcut. Apăsăm save. Și o să modifice acum tot ce am schimbat noi. O să trebuiască acum să ne conectăm înapoi la rețeaua de internet pentru că am setat o parolă. Și o să ne deconectez. M-am reconectat din nou. Așa arată interfața. Avem și aici temperatura de la procesor, 44 de grade. Ora sistemului, care este corectă, de câte ore funcționează. Acum avem minute, dar o să ne apară aici totalul.
IP-ul, cât se folosește din memorie și procesor, mergem mai jos la wireless, la status, 2, 4, 5, putem să trecem, aici ne arată și canalul, este pus deocamdată pe auto, viteza maximă pentru ambele, avem și setările de la wireless, aici putem să modificăm noi manual lățimea canalului, canalul și așa mai departe, mai avem și multiple setări mai sus, la VLAN, putem să facem un filtering pe baza Mac-ului, un scheduler, band steering. Hai să vedem acum la mesh ce avem aici. Trebuie să ne logăm cu Tuplink ID-ul, nu este nicio problemă. Acum ne trimite să activăm controlul bazat pe cloud. O să mergem pe enable, accept și save. Ca să putem să ne conectăm la echipament remote, folosind credențialele noastre. Acum, după ce am salvat, vedeți că statusul conexiunii este pe online. Putem să revenim înapoi la wireless, la mesh. Mergem la login. O să mă loghez cu contul meu. Aici o să avem iarăși un mic setup. Mergem pe Let's Get Started. O să scaneze acum alte access point-uri ce poate să le adauge la sistem. Mergem mai departe acum la network să vedem ce mai găsim. WAN, LAN. USB, modem, storage, putem să facem și upgrade la firmware prin USB, setările de la VPN, utilizatorii, SSL VPN, quick setup, status și diversele setări. Aici la autentificare avem o funcție interesantă. Aici putem să facem o pagină custom sau un link extern, unde putem să punem și poză de fundal, informații și mai departe. Hai să vedem cum ar arăta. Și aici putem să ne logăm cu userul și parola create sau putem să punem o pagină externă. Mai jos avem user management, statusul autentificării, servicii, DNS-ul, și aici la System Tools, Admin Setup, putem să modificăm parola, Remote Management, System Settings. Aici la Management putem să dăm și Factory Restore, Backup, Reboot, Firmware Upgrade. Mergem la Controller Settings, aici am intrat mai devreme, SNMP, Diagnosticare, controlul de la LED-uri, putem să le dezactivăm dacă ne deranjează, setările timpului. Aici o să ia automat de pe internet, mai simplu. Și ultimul este logul cu toate evenimentele de pe router. Facem acum și un test de viteză. Eu am o conexiune de 500 Mbps pe secundă, dar dacă intrăm în Windows, aici la Link Speed vedeți că avem 1,2 giga. Limitarea aici este placa mea de wireless de la laptop. Acest echipament, bineînțeles că puteți să-l folosiți și acasă, dar se pretează mai mult pe partea de business pentru că avem mult mai multe opțiuni față de un router normal de consumer. Linkul împreună cu toate detaliile de la acest router îl găsiți mai jos în descriere. Dacă mai aveți alte întrebări, eu vă stau la dispoziție cu drag mai jos în comentarii și pe data viitoare vă las aici cu o recomandare de la YouTube.